Este un eveniment așteptat de foarte mult timp, mai ales pentru cei care sunt melomani. Sigur că Brașovul trebuia să aibă o sală în care să-și desfășoare activitatea filarmonică. Atunci când vorbim despre cultură, indiferent cine se implică, merită apreciat pentru că reprezintă, așa cum a spus, un eveniment în rândul melomanilor și până la urmă pot reprezenta și o emblemă pentru Brașov și pentru județ. O sală cu acustică perfectă, specială pentru instrumente și voci, după ce ani de zile a susținut concerte în săli închiriate.